să am de la această etapă. Să vă mulțumesc, vă doresc succes, vă mulțumesc. Ne aflăm la Cupa Federației, finala campionatului național de autocross și avem parte de un lucru inedit pentru această competiție. Delegații din Ucraina, România și Republica Moldova fiind prezente la start pentru a face spectacol. Personal, pentru mine, este a doua oară când prezint autocrossul național, dar ceea ce văd aici mi se pare o nebunie totală. Am făcut panul, am rupt partea de direcție și am terminat până la urmă în 3 roți. Acum o facem, o reparăm și ne punem la start. Spiritul competiției este prezent. Avem echipaje bune, avem cum Igor Cardașuc, Andrei Maxian, Vadim Kvasiuk, Ruslan Ceban, Andrei Mușinski, Igor Penin, Loz Sergei. Avem multipli campioni. Doar de că avem participanți de peste hotare și sunt aproximativ mai mult de 10 echipaje și suntem foarte recunoscători că ei vin și ne susțin, adică la această sărbătoare. Concurența este mare, e mult mai interesant. De exemplu, pentru mine, mie îmi place când îi dăm o bătălie de aia frumoasă și puternică, adică când sunt concurenți puternici și ai cu cine să te bați, adică e foarte interesant. Хочу подчеркнуть качество подготовки проведения соревнования, безопасности всей организации соревнования, в частности президента Федерации Молдавской автоспорта Михаила. Сегодняшняя гонка очень удачная, как всегда на высшем уровне организация и много участников, мы видим много болельщиков, большое количество зрителей присутствует. Мы много на европейских соревнованиях присутствовали. Очень достойное, красивое мероприятие.
suntem foarte recunoscători tuturor celor care se implică în organizarea acestui eveniment, pentru că fără susținere nu e posibil de făcut nimic. Suntem recunoscători Inspectoratului Național de Poliție, Inspectoratului General de Carabinieri, IGSU, Administrația de Stat a Drumurilor, cât și partenerilor noștri din domeniul privat, care sunt întotdeauna alături de noi și fără de care nu ar fi posibilă organizarea acestor evenimente sportive. Este foarte здорово, що в нашій стране такое есть. Я бы сказала, чтобы многие это поддерживали, потому что это адский труд и, ну, это драйв, который должен быть. Это спорт, который на адреналине, и он мотивирует людей вообще, в общем, всех. Я не водитель, но адреналин был настолько высоким, что, наверное, я скорее всего сдам на права. Victorie pentru echipa Cross, poziția secundă pentru Rapid Auto, iar pe locul al treilea îi avem pe cei de la Master Cross. Am venit de ieri, ne-a făcut campionatul, am reușit, mulțumesc la toți sportmenii.